Octavian Popescu se confruntă în acest moment cu una dintre cele mai grele perioade din cariera sa de jucător, fiind rezervă la FCSB. Însă, în această carieră, vom încerca să câștigăm cu el balonul de aur și să-l facem cel mai bun jucător din lume. Dar înainte de a continua cu acest episod, băieți, nu uitați și voi de like acolo, să faceți la acest clip 400 de like-uri pentru o simulare de carieră superbă. Stați să vedeți ce se întâmplă. Suntem în primul sezon, bineînțeles, din cariera lui Tavi Popescu și suntem la FCSB. Octavian Popescu are în acest moment 20 de ani și 70 overall rating. Însă, pentru a face lucrurile realiste, o să-l dau afară de la FCSB, adică o să-l punem pe lista de transferuri, pentru că avem nevoie de o nouă echipă pentru el. În acest moment, Coman este jucătorul titular la echipa roșie-albastră și vrem să găsim o echipă care să-l folosească titular meci de meci pe Octavian Popescu, așa că haideți să vedem care este acea echipă. Iar opțiunea perfectă pentru Octavian Popescu pare că vine din Belgia, de la KA Gent, echipă care cred eu că se luptă la titlul în prima ligă belgiană. De asemenea, am primit o ofertă și de la RB Leipzig, dar este prea devreme în cariera lui Tavi Popescu pentru a face o asemenea mutare, așa că pentru prima oară în cariera sa, Octavian Popescu va părăsi Liga 1 și va părăsi FCSB și vom merge la Gent pentru a îl face un jucător senzațional. Deci și făcut, oferta de la Gent vine și în acest moment Octavian Popescu va face parte dintr-o echipă unde sigur cred că va fi titular și haideți să vedem cum arată acest prim 11 al lui Gent, care joacă cu o formație destul de complicată, 3 fundași. Haideți să vedem ce putem să facem cu ea. Aceasta este cea mai bună alegere pentru o formație aici la KA Gent și îl avem pe Tavi Popescu în partea stângă a atacului. Pe postul acesta nu cred că poate să ia nimeni locul, poate doar acest Fortuna, dar Tavi Popescu este printre cei mai buni jucători ai echipei și trebuie să aibă un mare impact în Belgia. Iar pentru a avea vreo șansă să ajungă la un nivel în care să poată câștiga balonul de aur, Tavi Popescu are nevoie de development plan. Acest development plan îl va ajuta să crească în overall în funcție de performanțele ale sale de pe teren. Și cred eu că pentru primul sezon la noastră echipă îi voi alege un inverted winger, un development plan care o să-i crească cel mai multe statistici aici la shooting și vreau să fie golgheterul echipei Tavi Popescu în primul său sezon departe de Superliga României. Ești în căutare de un site de unde să-ți cumperi și tu FC24 sau poate oricare alt joc? Intră pe site-ul prietenilor celor de la Eneba, linkul în descriere, de unde poți cumpăra FC24, FC Points sau ce alt joc îți mai dorești tu în variantă digitală. Și haideți să continuăm cu clipul. Înainte de a vedea cum s-a descurcat Octavian Popescu în prima ligă din Belgia, vedem aici că a fost în Conference League cu Gent, însă nu a reușit să treacă de grupe și nu înțeleg ce echipă e asta, Ham Football. Ăsta e un fel de Dinamo București, dar pe engleză. Și da, Girona a trecut pe locul 2, nu mai are sens să ne mai uităm. Dinamo, tocmai ce ziceam de Ham și uite-i pe Dinamo, care au fost și ei în conferență, liga fel ca și Botoșani, e efectiv foarte random. În ce grup a fost Dinamo? Ia, sunt curios. Dinamo, unde-i mă frate? Oare a fost în Europa League? Ce fericul vă și că au fost aici, nu trebuie să fie. Unde-i mă Dinamo? Da, mă, uite, în Europa League, au trecut totuși și au ajuns în conferență, bine, au pierdut în primul tur, dar totuși, din grupa asta, 9 puncte, cine știe ce jucător avea Dinamo, în fine, gata, m-am minunat destul cu competițiile astea europene. Haideți să vedem dacă Tavi Popescu a reușit să cucerească primul său trofeu din carieră. Nu. A fost măcar în play-off, practic, pe locul 5, da. La egalitate de puncte cu Anderlecht, însă Royal Anvers reușește să câștige campionatul. În Cupa Belgiei, în Crocky Cup, a ajuns până în sfert. Ok, da, deci la capitolul trofee, slăbuț a stat Tavi Popescu. Haideți să vedem cum a stat la capitolul goluri și ce v-am zis eu că se întâmple, asta s-a întâmplat, Tavi Golgeter, fix ce vreau să văd, 17 goluri, 9 asisturi, cu siguranță cred că a fost printre golgheterii campionatului, dacă chiar n-a fost golgheterul campionatului, hai să vedem. Nu, n-a fost, a fost pe locul 11, cu 14 reușite în campionat. Totuși un sezon foarte bun pentru Tavi, plus 6, deja se apropie de 80 overall.
Și zic eu că poate fi momentul în care să plecăm din Belgia spre un campionat mai puternic. Anul trecut am luat o decizie excelentă când l-am transferat pe Tavi Popescu de la FCSB la Gent. În acest moment suntem puși în fața unei noi alegeri. Putem să transferăm la RB Leipzig, echipa care l-a dorit și anul trecut, însă am preferat să mergem în Belgia, sau să ne transferăm la RC Lens. Și pentru că tot i-am refuzat anul trecut, simt eu că acum este momentul să semnăm cu Leipzig, să mergem în Germania, Tavi Popescu să plece pe o sumă record, 31.300.000 de euro. Este momentul lui, 77 overall, 21 de ani, RB Leipzig, zic eu că este echipa perfectă pentru dezvoltarea sa și să ajungă la nivelul la care să se bată pentru balonul de aur. Și s-ar putea să fie o decizie riscantă să mergem la RB Leipzig. Nu știm ce jucători au nemții, nu știm dacă au un jucător mai bun pe poziția lui Tavi Popescu, însă vom afla asta acum. RB Leipzig, ai loc oare pentru diamantul României, Octavian Popescu? Și din câte se vede, situația nu este foarte roz. Cei de la Leipzig nu joacă cu un left winger și nici nu văd să aibă vreunul foarte bun pe bancă. Vedem aici un left mid și Tavi Popescu l-a luat și pe Rico Lewis de la Manchester City. Ok, wow, asta nu trebuia să se întâmple. Tavi Popescu ajunge la 80 overall. Avea 77 ultima oară când l-am văzut. Se mai întâmplă chestii de genul. Are potențialul mare, înseamnă. În doar un sezon se ajunge la 80 de la 70. Asta înseamnă plus 10. Haideți să găsim o formație potrivită lui Tavi Popescu. Iar la fel ca și anul trecut, vom juca cu Tavi în partea stângă în acest 4-3-3 atac cu Dani Olmo în spatele lui Openda. Este o formație foarte bună cu jucători cu potențial aici la Leipzig. Portarul Gulaș și e destul de bătrân, dar în rest echipa arată bine. Încă nu pot să înțeleg de ce a crescut plus 10 într-un singur sezon Tavi. Hai să vedem dacă poate să crească plus 10 și în acest sezon, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Nu știu nici dacă va reuși să fie goalgetter, dar o să încercăm să facem ce e mai bun. Iar pentru acest sezon îi vom pune din nou un development plan lui Tavi Popescu și întrebarea este ce să alegem oare? Să mergem tot pe inverted winger să creștem acel shooting sau să încercăm un support pentru a crește și passing-ul? Cred că e nevoie ca Tavi Popescu să aibă și passing mare pentru a avea multe asisturi, lucru care contează în momentul în care un jucător este premiat cu balonul de aur. Urmează al doilea sezon din simularea de carieră a lui Tavi Popescu și trebuie să-l facem, după cum am sentit lui și în thumbnail, cel mai bun jucător din lume. Iar la fel ca anul trecut, Tavi Popescu a fost din nou într-o competiție europeană. De această dată a crescut de la Conference League la Champions League și uite că a fost într-o grupă cu Napoli, Braga și o rivală de anul trecut, Royal Antwerp, și echipa sa, RB Leipzig, a terminat pe primul loc în această grupă, ce e drept o grupă ușoară. Mergem acum la runda a 16-a, unde RB Leipzig a pierdut cu Sevilla, din păcate eliminată din prima rundă. Practic am dat de Sevilla. Mă așteptam să avansăm mai mult în Champions League, dar asta a fost să fie. Mergem acum în Cupa Germaniei, unde Bayern a reușit să triumfe și o vedem pe Heidenheim, cum naiba se cheamă, în semifinale. Leipzig a pierdut în runda a doua, ce drept în fața lui Borussia Mönchengladbach. Iar acum e momentul să ne uităm în Bundesliga. A reușit oare Tavi Popescu să cucerească primul său trofeu, campionatul în Germania? Ei bine, nu, doar locul 3. Bayern câștigă campionatul. Da, un sezon la nivel competițional slab pentru Tavi Popescu. E nevoie să vedem cât de bine s-a descurcat la nivel individual, ceea ce mă refer la goluri și asisturi. Și uite că a fost al doilea cel mai bun marcator al echipei și a avut un sezon foarte bun, plus 4 overall, 20 de contribuții la goluri în acest sezon pentru Tavi. Și da, chiar a fost un sezon foarte bun pentru al nostru, 84 overall, deja și-a atins potențialul, dacă nu mă înșel, ăsta e potențialul lui în carieră. Și haideți să vedem cât poate să-l depășească. Nu știu dacă să mai rămânem la Leipzig, n-ar fi o idee chiar rea, dar vedem ce opțiune avem. Și am fost adus la cunoștință anume că
această clauză pe care Octavian Popescu o avea, și anume de 60 de milioane de euro, a fost plătită de Juventus Torino, ceea ce... Două echipe din Italia plătesc clauza lui Tavio Popescu, Juventus și Inter Milano, ceea ce înseamnă că nu noi vom decide care va fi următoarea formație a lui Tavio. Vedem aici și Inter și Juventus au plătit 60 de milioane, foarte, foarte puțin față de cât costa cu adevărat. Nu am verificat să văd dacă are un release clause, greșeala mea, dar nu cred că e o greșeală atât de mare, pentru că Juventus și Inter nu sunt echipe de luat în derâdere, dar chiar sunt curios la care dintre cele două va ajunge și vom vedea fix aici live când ne va apărea notificarea că Tavi a fost vândut și... Da. Octavian Popescu semnează cu Internaționale Milano. Și în acest moment părăsim și Germania, lucru care nu mai așteptam să-l facem chiar atât de devreme, dar este fără îndoială un lucru, și anume că Tavi Popescu a ajuns la un nivel foarte înalt, deja 85 overall, a lucrat foarte mult și în perioada de vacanță. Și vedem aici ce echipă are Internaționale Milano cu Martinez, Turan, Barella, Bastoni, Pavard, Ian Somalie și Radu aici în continuare. Deportar mi-e cel mai... Nu prea am încredere în Sommer, sincer, dar asta e. Hai să vedem ce jucător mai e și Malen aici, ok. Sunset, Joelinton și bineînțeles Tavio Popescu, care a mai crescut încă un plus 1. Mamă, de ce nebunie, băieți, nu știu ce formație să utilizăm la această echipă. Haideți să încercăm tot cu un 4-3-3 attack. Deci cred că nu ne va mai fi de mult ajutor. Hai să vedem. Uite, ba nu, e ok. Intră aici Sunset, Joelinton și arată senzațional echipa asta, celor de la Internaționale Milano. Cred eu că pot produce ravage și în Champions League, ce să mai zic de Serie A. Deci 3 sezoane până acum, 3 sezoane cu echipe diferite, 3 sezoane cu aceeași formație, ceea ce na, e cea mai bună formație, părerea mea. Haideți să vedem unde este Octavian Popescu. Trebuie să-i mai dăm bine să sunt development plan. Și de data aceasta, cred eu că am crescut destul passing-ul. Haideți să mai dăm un inverted winger încă o dată, pentru că vreau să-i cresc shooting-ul ăla. Vreau să aibă foarte mult la shooting, să fie goal-getter peste Lautaro Martinez la Internaționale Milano. Și am mare încredere în Tavi că poate face asta. Hai să vedem, are release clause? Nu, perfect. Haideți să simulăm sezonul numărul 3. Din această carieră a lui Tavi Popescu. Era clar, băieți, că și în acest sezon suntem în Champions League și reușește Internaționale Milano să treacă pe primul loc într-o grupă greuță. Chelsea, Villarreal și Victoria Pilsen, 13 puncte. Haideți să vedem ce a reușit Tavi Popescu în runda 16-a. Aoleu, din nou pierde de această dată în fața celor de la Manchester United. Chiar mă așteptam ca Internaționale să descurce bine și să ajungă în fazele superioare ale competiției, dar uite că nu s-a întâmplat acest lucru. Haideți să vedem în Copa Italia, Juventus este câștigătoare. Inter a pierdut de vreme cu Monza, ok. În Supercupa Italiei, Inter pierde și această competiție. Și acum vine campionatul. Poate un trofeu, măcar acum, pentru Tavi? Nu, locul 3. Napoli, dintre toate echipele, reușește să câștige Scudetto. Da, puține puncte pentru Inter. Un sezon din nou slab, adică pare că vine cu ghinionul Tavi peste tot pe unde merge, dar vedem de ce s-a întâmplat acest lucru și este clar vina lui Ian Sommer, portar de 78 rating, n-ai ce să faci cu el. Și e clar, că va trebui să plecăm pentru că nu au un alt portar care să înlocuiască pe Sommer. Dar până atunci, haideți să vedem ce a făcut Tavi Popescu, dacă a reușit oare să-l detroneze pe Lautaro Martinez ca și golgheter al echipei. Și da, mă, bă, ești nebun? Băi, 22 de goluri și 10 asisturi, sezon magnific pentru Tavi, direct 88 overall în sezonul numărul 3 la 23 de ani.
Și putem deja să ne gândim la ce, la balonul de aur, ceea ce eu sincer nu mă așteptam. Cred că s-a accidentat Lautaro Martinez, doar 22 de meciuri în acest sezon. Moreno a avut 48 de meciuri, dar doar 17 goluri și 3 asisturi. Sezon foarte bun pentru Tavi, a fost lider și la asisturi. N-ai ce să-i mai zici. Zici că e peste Ruiz băiatul ăsta, se vede. Trebuia să plece de la FCSB, locul unde nu mai avea ce să caute. Și uite că a ajuns la un nivel foarte înalt. E momentul, cred eu, să căutăm o altă echipă. Și în acest moment, ofertele pentru Tavi Popescu depășesc suma de 100 de milioane de euro și vedem două rivale din Londra, Chelsea și Arsenal, oferă sume asemănătoare pentru serviciile lui Tavi. Ideea e, cu ce echipă oare să semnăm? Și după ce m-am uitat pe ambele echipe, atât pe Chelsea cât și pe Arsenal, pot să zic sincer că nu mă interesează nicio ofertă, au loturi foarte slăbuțe și nu mai e momentul în care să accepte Tavi orice ofertă, putem să fim și noi un pic mai pretențioși. Eu zic pretențioși și Tavi primește ofertă de la Brighton, reject, și de la Everton, reject. Apare o ofertă care mă interesează și anume cea de la Napoli. 97 de milioane plus un jucător la schimb, nu mă interesează jucătorul, o să negociem să-l dăm la o parte, pentru că simt eu că este nevoie ca Tavi să accepte această ofertă. Napoli a reușit să câștige campionatul și m-am uitat un pic și am niște jucători de mare avergură și zic eu că o trădare ar putea să îl beneficieze cu mult cariera, adică fanii nu vor fi deloc fericiți, dar ca să ne apropiem de scopul nostru și anume să ajungem să câștigăm balonul de aur, trebuie să luăm și niște decizii nu tocmai prietenoase. Poate Napoli să fie o gazdă mai bună pentru Tavi decât a fost Internaționale Milano, o echipă care la prima vedere părea foarte bună, dar s-a dovedit a fi nimic, cam slab. Slabă, ce să mai o dăm la întors. Vedem aici, Napoliu lipsește un fundaș dreapta, au doi fundași stânga foarte buni, dar ia, Udogie pare că nu se supără să iau aici fundaș dreapta. La mijloc, cred că se joc cu Elmas, un pic Ciame și Anguissa aici, Lobotka, ok. Da, problema e că îl avem pe acest Kvaratskhelia, jucător teribil de bun, 92 overall, dar îi cam fură locul lui Tavi, ceea ce cred că să mă pun într-o poziție în care trebuie să-l mut pe Tavi Popescu, să-l fac right winger, ceea ce nu o să fie un proces foarte greu, imediat în 2 săptămâni s-a făcut și astfel vom avea o tripletă la Napoli între Kvaratskhelia, Victor Osimhen și Tavi Popescu, un fel de MSN actualizat și varianta italiană cu un pic acolo de România. Și haideți să vedem dacă Tavi va reuși într-un nou sezon în Italia să se facă mai bine cunoscut. Simulăm sezon numărul 4 din această carieră și cred că să vedem și balonul de aur în acest sezon, să vedem ce jucător îl va câștiga. Din fericire, un jucător de la Napoli este nominalizat la balonul de aur, dar din păcate pentru noi nu este vorba de Tavi Popescu, este colegul său, Vicea Kvaratskhelia, împreună cu Rodrigo, care a ajuns la Manchester City, Haaland în continuare la Manchester City și Kylian Mbappé în continuare la PSG. Hai să vedem totuși cine ridică. Iar câștigătorul balonului de aur din anul 2026 este Erling Haaland. Mai e puțin, dar eu cred că Tavi o să îl înlocuiască. Așa, băi, sezonul numărul 4 începe, bineînțeles, din Champions League, unde Napoli a trecut pe primul loc în grupa ei peste Tottenham Hotspur. Și hai să vedem, am reușit oare să distrugem blestemul rundei a 16-a? Nu se poate, mă! Chiar am crezut că am trecut de Barcelona, însă catalanii cu un gol diferență trec de noi. Ha! Finală City vs Paris Saint-Germain. Ok. Hai să ne uităm în Copa Italia, Fresciana, unde Inter pierde finala cu Juve, și în Supercupa, n-am fost în finală. Ok, din nou, este momentul unde așteptăm și noi un trofeu, și anume Scudetto. Avem nevoie de titlu în Serie A. Poate mă Tavi Popescu să-l obțină?
Incredibil așa ceva. Din nou locul 3, Juventus sunt prea buni. Dacă ajungeam noi la Juventus în locul lui Inter Milano, mamă. Băi, cât ghinion pentru Tavi, frate. Locul 3, din nou. Inter a fost peste noi sezonul ăsta. S-a descurcat mai bine fără Tavi Popescu. Hai să vedem cum s-a descurcat Tavi Popescu fără Internaționale Milano. Și s-a descurcat bine. 90 overall. Se duce acolo spre stele Octavian Popescu. Și a depășit cu mult potențialul. 19 goluri, 4 asisturi. Mai slăbuț decât anul trecut, dar tot statistici foarte bune. Și da, nu știu ce să zic. Parcă aș pleca și de la Napoli să mai schimbăm și noi campionatul. Și asta vom face acum. E vine o ofertă foarte greu de refuzat. Paris Saint-Germain. Și când zic foarte greu de refuzat, e imposibil de refuzat. Echipa care, ați văzut și voi, a fost în finala Champions League. Nu știm dacă a câștigat-o sau nu, dar avem o metodă pe care putem afla asta foarte simplu. Mergem aici la Supercupa Europei. N-a câștigat Paris Saint-Germain, nu? Da, sincer, hai mă la PSG. Paris Saint-Germain, a cincea echipă din cariera lui Tavi Popescu. N-am putut să stăm nicăieri prea mult pentru că n-am avut rezultate. Trebuie să plecăm să căutăm o echipă care ne poate oferi asta. Și fără îndoială PSG este acea echipă. Suntem al doilea cel mai mult, nu chiar al doilea, al treilea cel mai mult jucător al echipei, la egalitate cu Donnarumma, noi având, adică Tavi Popescu are 90 overall. Ideea e unde să-l joc oare pe Tavi. Aici în partea dreaptă, atacant nu au. Haide să schimbăm formația, mă, 4-3-3 atacul ăla de toate zile. Lee Kang-in în stânga, Simons Tchiame, Gavi cu Valverde. Wow, ce echipă. Deci dacă nu câștigă echipa asta Champions League-ul, FIFA-ul e stricat. EFC-ul ăsta, cum naiba să mai chema. Deci e stelară. N-ai ce să-i zici la echipa asta. Tavi, e momentul tău, tată. Aici trebuie să câștigi balonul de aur. Îți te țin cât mai ai tu din cariera ta. Aici te țin. Faci pereche cu Mbappé. Vă ajutați unul pe altul. Trebuie să faci treabă, Tavi. Ăsta e momentul tău. Simulăm sezonul numărul 4? 5? Am și uitat. Hai să vedem ce se va întâmpla. Păi, și la fel ca de fiecare dată, începem totul din grupa noastră de Champions League, unde Paris Saint-Germain a trecut pe primul loc într-o grupă extrem de dificilă. Barça, Leipzig și Dinamo Kiev, dar Barça și Leipzig, fraților, și pe primul loc, performanță mare. Haideți să mergem în runda a 16-a, unde Paris Saint-Germain a reușit oare să treacă de oponenta ei, a reușit în sfârșit Tavi Popescu să spargă blestemul ăla cu runda a 16-a. Da, a trecut de Borussia Dortmund 4-2. Ok, haideți să vedem sferturile. A reușit oare Tavi Popescu și Mbappé să meargă în semifinalele Champions League? Da, a trecut de Atletico Madrid. A reușit oare Tavi Popescu să meargă în finala Champions League? Incredibil. Incredibil, băi, dintre toate echipele, Bayer Leverkusen îi pune capăt unei serii perfecte pentru Paris și va juca finala cu Real Madrid. O reeditare a finalei din 2004, când a dat Zidane voleu ăla. Dar nu pasă, trebuia să fim noi acolo, trebuia să fie Tavi acolo. În fine, haideți să vedem. În Cupa Națională, Paris câștigă. În Trofee de Champion, Paris câștigă. În Ligue 1, Paris câștigă. Primele 3 trofee din cariera lui Tavi Popescu și tripla de trofee reușit aici la Paris Saint-Germain. Și de asemenea, vedem aici, este Euro 2000, nu știu cât, dar care din păcate România nu este calificată, pentru că dacă ar fi fost calificată ne-am fi dus și noi acolo să vedem pe Tavi Popescu cum evolua. Da, din păcate n-am reușit să câștigăm Champions League-ul, măcar n-am făcut vreo surpriză nasoală în campionat și am cam luat toate trofeele posibile. Ideea e, a jucat oare Tavi și s-a făcut remarcat sau a stat pe bancă? Băi, s-a făcut, mă, 18 goluri, 16 asisturi, 91 overall, asta vreau să vând de la Tavi Popescu. Dar să-i fie foarte greu să lupte pentru balonul de aur când Kylian Mbappé ajunge la 95 overall, va fi în mare competiție cu rivalul său, cu colegul său de fapt, dar și rivalul său în competiția pentru balonul de aur, dar oricum, excelent Tavi Popescu.
Trebuie să ne apropiem ușor, ușor de balonul ăla de aur și clar, PSG-ul este echipa la care putem câștiga. Nu v-am arătat în acest an nominalizările pentru că n-a fost nominalizat din nou Tabi, n-avea sens să le mai arăt. Nici n-am mai văzut cine a câștigat, probabil tot Mbappé sau Haaland. Dar din sezonul ăsta cred că vom fi nominalizați. Și în sfârșit, Octavian Popescu este nominalizat la Balonul de Aur împreună, bineînțeles, cu Kylian Mbappé. Haaland nu mai este pe listă, mai este Vini Junior și Rafael Leao. Haideți să vedem cine va câștiga acest Balon de Aur. Iar câștigătorul, din păcate, este Vinicius Junior. Nici măcar Kylian Mbappé n-a câștigat Balonul de Aur. Așa, băieți. Din nou, finalul sezonului, din nou, începem aici din grupele Champions League, din nou am avut în grupă pe RB Leipzig, de această dată și AC Milan și din nou o altă Dinamo, n-a mai fost Dinamo Kiev, a fost Dinamo Zagreb. Din nou am fost pe primul loc din grupă. Oare din nou am reușit să trecem de runda 16-a? Da, am avut meci ușor. Din nou am reușit să trecem de sferturi? Da, m-am speriat un pic acolo. Dar... am reușit oare să trecem de semifinale? Am reușit. Suntem în finala Champions League. Am reușit să trecem de Manchester City, mamă, la un gol diferență. Și în finală vom da peste AS Roma. Până la finală, haideți să vedem ce am mai făcut. Cupa națională, ea noastră, trofee de campion. Ea noastră, Ligue 1, Uber Eats, ea noastră, din nou 3 trofee, reușim oare să facem 4 cu această finală de Champions League împotriva celor de la AS Roma, prima finală de Champions League pe care o va juca Octavian Popescu, care a ajuns la 93 overall. Valverde din păcate este accidentat și va rata marea finală. Da, cred că va trebui să joace Renato Sanchez. Reușim oare fără al nostru Valverde să câștigăm finala Champions League? Să sperăm că da. Stați așa, și Marquinhos pare cu un over mic. Hai să joace Sule. Și hai să dăm finala. Hai, Tavi. Tavi Popescu câștigă finala Champions League. Lucru foarte important pentru decernarea Balonului de Aur. Să sperăm că nu-i va lua fața Kylian Mbappé. Contează foarte mult și cum s-a descurcat în sezonul regulat Octavian Popescu. Și aici mă refer la goluri și asisturi. Din punct de vedere al overall ratingului, e la un overall foarte mare. Opa, m-am zis la transfers. M-am zăpăcit. Ok, haideți să vedem gol getter. Vreau să-l văd pe Tavi aici. Și-l vedem, 24 de goluri, 9 asisturi. Kylian Mbappé, mult mai multe contribuții la goluri și 30 de ani. Tavi Popescu cu 4 ani mai tânăr. Și a crescut mult. Dar oare a crescut destul de mult încât să câștige el Balonul de Aur? Deci mi-e foarte frică de faptul că Kylian Mbappé va lua Balonul de Aur și probabil asta se va întâmpla. Însă, oricum, Tavi Popescu este pe drumul cel bun. Sezonul numărul 7. Haideți să vedem dacă a reușit Tavi. Balonul de Aur din anul 2029. Tavi Popescu, Kylian Mbappé, Erling Haaland și Rodrigo de la Manchester City sunt nominalizați, nici urmă de Vinicius Junior. Poate Tavi Popescu să câștige Balonul de Aur în acest careu de iași? Este balonul lui Kylian Mbappé, da. Din păcate... Aoleu, băi, ce pot să mă oftic, mă, frate, mă... Ha. N-ai cum să concurezi cu jucătorii ăștia, cu Mbappé, cu Haaland. Aoleu. Tavi Popescu ajunge la 94 overall și suntem de-abia în iarnă. Sigur ajunge la 95 sezonul ăsta. Și când ajunge la 95 a trebuit să nu mai... A trebuit să mai aibă o șansă în plus, frate. Nu, m-am săturat de Mbappé. Un nou sezon, o nouă grupă de Champions League. De această dată Paris Saint-Germain din nou trece pe primul loc. A fost prea încrezător. Nu pot să cred. Runda 16-a, Paris Saint-Germain pierde cu Napoli, fosta echipa lui Tavi Popescu. Și Napoli ajunge până în semifinale, la fel ca și Inter. Trei echipe au fost în semifinalele Champions League și avem o finală între Inter și Borussia Dortmund. Aoleu. În rest, am câștigat campionatul, am câștigat Supercupa, am câștigat Cupa. Cred că e timpul să plecăm și de la Paris Saint-Germain. Dacă nici măcar nu suntem în stare să mai câștigăm Champions League-ul cu ei,
E gata. Perioada lui Tavi Popescu s-a terminat aici la Paris. Vedem pentru prima oară Goalgetter a reușit să-l depășească pe Kylian Mbappé, 31 de goluri și 9 asisturi în acest sezon pentru Tavi. Mamă, dacă ar fi câștigat Champions League-ul, trebuia sigur să ia Balonul de Aur. Of, cred că e momentul să plecăm. Vom pleca de la Paris Saint-Germain, băieți. Sper eu să fie o alegere bună, deși mi-e frică să nu fie una greșită. Balonul de Aur din 2030 și avem același careu de azi, Tavi, Haaland, Rodrigo și Mbappé. Și bineînțeles că Balonul de Aur e tot Mbappé. Final să fie el, mă, de broscoi ordinar. Un nou sezon, un nou Champions League, Paris Saint-Germain pe primul loc. Runda 16 am trecut de Napoli 6-0, i-am umilit. Sferturi, am trecut de Dortmund la penaltiuri. Semifinale, ne-a bătut AS Monaco. AS Monaco e în finala Champions League cu Inter Milano. Ok, interesant. Cupa națională o câștigăm. Trofeu de campion o câștigăm. Liga o câștigăm. AS Monaco a câștigat campionatul. Nici măcar n-am fost pe locul 2, am fost pe locul 3. Parisule, mâncați, i-aș gura ta, ce s-a întâmplat? Uau, ce s-a întâmplat, mă, cu echipa asta? Adevărul e că, da, asta s-a întâmplat. Ok, da, vedem pe Tavi Popescu la 96. Poate fi următorul sezon șansa lui să câștige Balonul de Aur. N-a fost Goalgetter, a fost Goalgetter Kang Lee, dar oricum a avut cele mai multe implicări la goluri. 26 de goluri, 10 asisturi. Sezon bombă, sezon bombă. Cel mai bun sezon al lui Tavi Popescu la PSG. 96 overall, 28 de ani. Plecăm de la parisieni. Și cum ar fi să mergem la AS Monaco? Sunt curios, pot ei să câștige Champions League-ul? Hai să simulăm. Ia. A câștigat ei oare Champions League-ul? Hai să verificăm repede. Unde e Champions League? A, pe 7 iunie. Adică fix azi. Trebuie să trecem, ok. Acum, hai să aflăm. A câștigat mă Champions League? Nu, no, Inter Milano. Poate ne întoarce la Inter. Balonul de Aur în 2031 și nominalizații sunt Rodrigo, Erling Haaland, Kolo Muani și Phil Foden. Deci, Kylian Mbappé, ăsta, anul ăsta Tavi Popescu e măcar nu e nominalizat, mâncava și gura voastră și are 96 overall, este la egalitate cu Mbappé probabil cel mai bun jucător din lume. De ce nu e nominalizat? Nu înțeleg. Și Haaland cucerește Balonul de Aur, probabil din cauza că noi n-am câștigat niciun trofeu major, adică am câștigat numai cupa, supercupa și atât. Campionatul a fost luat de Monaco și Champions League-ul de Inter Milan. Sezonul, cred eu, numărul 9-10, cam pe acolo, ceva genul ăsta, cred că 9 sau 8. Paris Saint-Germain a terminat pentru prima oară de când suntem noi la ei pe locul 2 în grupa lor de Champions League. N-am mari pretenții, hai să vedem. Runda 16, am reușit oare să trecem de ea? Da, am reușit să trecem de Liverpool, ok, meci greu, 3-0 la general. În sferturi am dat tot de o echipă din Anglia, Arsenal Londra, 3-1. Ceea ce înseamnă că am ajuns în semifinale. Haide să vedem, reușim oare să facem finala? Da, o batem pe Internaționale Milano, câștigătoarea de anul trecut. Ceea ce înseamnă că suntem în finala Champions League, băieți. Pentru a doua oară de când suntem la Paris Saint-Germain și va fi o reeditare a finalei de dinainte să venim noi aici. Paris Saint-Germain vs. Manchester City. Dar înainte de asta, hai să ne uităm și noi. Cupa Națională, am luat. Trofeu de campion, l-am luat. Cupa Liga, am luat-o din nou. Deci din nou, 3 trofee și putem să mergem către 4. Dacă am luat cele 4 trofee, Balonul de Aur ar trebui să fie cu siguranță a lui Octavian Popescu. Finala Champions League, în fața celor de la Manchester City. Aici se cam dă și Balonul de Aur. Oare să fie Tavi Popescu care a ajuns la 97 overall sau Erling Haaland? Totul ține, cred eu, de această finală. Tavi, am nevoie de tine, tată. Dă gol în finală, câștigă, trage jucătorii după tine. Trebuie să faci ceva să câștigăm și o câștigăm. Și Mbappé și Octavian Popescu, Tavi Popescu marchează golul decisiv, mă, tată. Haaland n-a putut să facă nimic de unul singur. Și am luat Champions League-ul, al doilea cel pe Champions League-a lui Tavi Popescu. Și cred eu că în acest moment ar trebui să fim eligibili pentru a câștiga
balonul de aur. Tavi Popescu ajunge la 97 overall, după cum ați văzut, cel mai bun jucător din joc, cred, în acest moment. La statistici n-a stat atât de bine. Kylian Mbappé a avut 52 de goluri și 13 asisturi. Pă, omul ăsta nu se poate opri. Și am uitat să-i dau contract. Și va pleca la Arsenal. Uitați și voi la câți jucători am uitat să le dau contract. Băi, Leone, ce ai putut să faci? Deci toți acești jucători pe care îi vedeți acum au rămas fără contracte. Au rămas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jucători au rămas la echipa noastră. Doamne, ce am putut să fac? Hai să vedem, poate mai recuperăm câțiva. Doamne, am lăsat PSG-ul ăsta gol. Efectiv l-am lăsat gol. Kylian Mbappé pleacă la Arsenal. Ok. Și s-ar putea să... Ideea e să câștigăm noi balonul de aur. Nu prea mă interesează de Paris Saint-Germain. Mamă, dar i-am lăsat... Păi, am lăsat varză. Varză i-am lăsat, mă, fratele meu. Mamă, sunt curios ce se va întâmpla. Cred că să semneze clubul automat cu niște jucători liberi de contract. Ok. Simulăm până la finala, până la decernarea trofeului balonului de aur. Al 9-lea sezon a fost, băieți. Iar nominalizările pentru balonul de aur sunt cel puțin interesante. Vicea Varașchelia, Octavian Popescu, Kylian Mbappé, care este în acest moment la Arsenal, și Lee Kang-in. Tavi, te rog eu din suflet, câștigă balonul ăsta de aur. Te rog eu mult de tot. Nu mai pot să mai stau aici. Te rog eu din suflet, Tavi, câștigă-l. Nu se poate, mă, Mbappé, mă. Băi, sincer, cu 52 de goluri, n-ai ce să-i faci. Credeam că nu o să mai fie nominalizat pentru că na, a ajuns la Arsenal și așa, adică nu mai era la PSG, dar nu s-a ținut cont de asta. Și Kylian Mbappé este din nou câștigător al balonului de aur. Iar ce voi face în acest moment... îl voi pune pe Tavi Popescu din nou pe lista de transferuri pentru că trebuie să-i găsim o altă echipă. Echipa asta PSG-ului arată teribil, adică am demolat-o. Și trebuie să ajungem la o echipă care, nu știu, să fie în stare să facă ceva, să câștige Champions League-ul, habar n-am. Tavi, hai să vedem dacă găsim vreo ofertă. Băieți, și-am luat decizia executivă de a transfera pe... Tavi Popescu la Real Madrid. Adică nu se mai poate, mă, băieți. Nu avem ce să facem. Trebuie să ne luăm soarta în propriile mâini. Stați așa să văd care e cel mai slab jucător de aici. Cred că mergem în locul lui atacantul ăsta, Julen Jon. Deci nu mai avem ce să mai facem aici la Paris Saint-Germain, pentru că nu avem echipă și trebuie să mergem la echipă. Nu știu dacă e în stare Real Madrid să câștige Champions League-ul, pentru că nu au o echipă foarte bună, dar a fost prima echipă care mi-a venit în minte și sper să fi făcut alegerea bună. Deja suntem în sezonul numărul 10. Tavi Popescu a venit la un overall foarte mare, dar nu îi găsim o echipă potrivită. Mi se pare amuzant că n-am avut niciodată în Spania în acest episod. Bine, n-am avut nici în... Anglia, am fost în Franța și în Italia, cam tot episodul, și în Germania am fost odată. Haideți să vedem aici la Real Madrid cu ce ne alegem. O să schimb direct pau 3-3 atac. E Vini Junior, e Tavi, e Blanchard ăsta, care este destul de interesant. L-am adus și pe Gabi, vă recunosc aici că am făcut o schemă și l-am adus și pe Gavi la echipă. Haideți să-i dăm un pal 3-3 flat și să mutăm noi de jucători ăștia. Stai așa, Bellingham, uite aici, cam. Și tu, Due, uite și tu, cam. Și tu, Blanchard, CF. Alexander-Arnold, Diomande, Hicape, Meyer, Kaufman, portar de 90. Na, deci nici Real Madrid nu e echipă cine știe ce, adică după 10 sezoane de simulat, toate echipele arată așa foarte slabe, dacă mă întrebați pe mine, dar asta nu ține neapărat de mine. Și na, ce să mai dau, inverted winger, ce naiba are, 99 pace, 97 shooting, ce doamne iartă-mă să pot să-i mai cresc. Na, Tavi Popescu, 30 de ani,
poate câștigă Champions League-ul cu Real Madrid, dar nici măcar nu m-am uitat. Or fi oare în Champions, cum ar fi să nu fie Champions League Real Madrid? Sunt în Europa League. Sunt în Europa League Real Madrid. Of, of, of. Da, greu băieți. Așa băieți, sezonul numărul 10 din cariera lui Tavi, câștigă Real Madrid la Liga. Deci un nou trofeu, un trofeu mai diferit acolo pentru vitrina lui Tavi. Câștigă și Supercupa de Spania și câștigă și Copa de Spania. Uite că n-a fost o alegere noastră să venim aici. Însă în Europa League pierde finala cu Bergamo Calcio. Vedem și Inter aici a fost în Europa League. Da, nasul. Hai să vedem cine a luat Champions League-ul. Finala între Arsenal și Napoli, ceea ce înseamnă că Mbappé probabil se va îndrepta spre un nou balon de aur. Da. Ce-a făcut oare PSG-ul fără noi în Champions League? Ei bine, a trecut de grupe? Nu, a fost ultima în grup. Ok. Hai să ne uităm la Tăvițu, să vedem dacă a mai crescut în overall sau ceva de genul. Și băi, nu, dar a jucat toate meciurile posibile care au mai rămas. 16 goluri, 10 asisturi pentru câte meciuri a jucat, e senzațional. 26 de contribuții la gol în 36 de meciuri. Vedem Blanchard ăsta care cred că e regenul lui Benzema, Benzema Junior, 31 de goluri, 8 asisturi, dar și Bellingham, Bellingham, băi, 21 de goluri, 29 asisturi. Senzațional. Ok, haideți să mergem spre sezonul numărul 11 și cine știe, poate reușim și noi să facem vreo nebunie, să luăm și noi balonul ăla de aur nenorocit, că nu mai rezist aici. Nominalizările pentru balonul de aur și Tavi Popescu apare alături de Vinicius Junior, Bukayo Saka și Kylian Mbappé de la Arsenal. Poate Tavi să facă marea surpriză și să ridice trofeul anul acesta. Sper din tot suflet că da. Balonul de aur, băieți. Prima oară când apare animația. Cannavaro și Cantona. Haideți să vedem. E Tavi Popescu în imagini. Tavi, te rog, te rog, te rog, Tavi. Octavian Popescu! Și avem și animația, mă! Zici că știa? Zici că știa că e simulacarea lui Tavi. Băi, în sfârșit! Când nu mă așteptam, Tavi Popescu reușește să cucerească balonul de aur. Da, mă, da, sezonul numărul 11. Octavian Popescu ține discursul ăla 5 ore, dacă vrei că să stau să mă uit la tine ceara la ambos, uite ce bucuros e. Băi, am luat balonul de aur cu Tavi Popescu, în sfârșit, bravo mă Tavi. Bravo mă Tavi, mi-ai curs suferința, terminând de simulat sezonul ăsta și după aia gata. Și dacă ați rămas până în acest moment, băieți, bine ați făcut, pentru că avem o finală de Champions League împotriva Barcelonei, mă, asta vreau să văd, fraților, deci... Băi, încă sunt fericit că a câștigat Popescu cu balonul de aur, vedem că Peter ăsta nu mai avem fundat stânga, ne-a demolat, ne-am demolat și Real Madrid-ul aici. Dar nu mă mai interesează, Popescu 98, asta e tot ce contează. Și cum ar fi să terminăm cu o finală de Champions League câștigată în fața Barcelona? Aleu, la penalti unde bate Barcelona, Ramos. Ia, n-a apucat Popescu să dea, că dacă dădea Popescu era gol. Uite, Popescu a deschis scorul, dar din păcate Marino a egalat după golul lui Vinicius din minutul 85, a egalat Marino în 86. Din păcate nu câștigăm Champions League-ul și cu Real Madrid, dar oricum cred că o să mai facem o nebunie, băieți. O să mai simulăm un balon de aur. Vreau să văd dacă poate Real Madrid, poate Tavi Popescu să mai câștige balonul de aur încă un an consecutiv. A câștigat din nou campionatul cu Realul, a pierdut Supercupa și a pierdut și Copa de Spania. Doar un singur trofeu, dar bun și ăla. De fapt, stați așa că e și Supercupa Europei pe care... A, nu, stai că n-au câștigat Europa League, ok. Hai să vedem cum s-a jucat Tavi sezonul ăsta, dacă a fost goal-getter. Da, clar, balon de aur confirmat. Mai e un mai, de fapt, nu mai are sens, băieți, știm clar. Adică e clar, n-are cum să nu-l ia Tavi Popescu. A fost în finala Champions League, a avut statisticile astea, are 98 overall. O terminăm așa, deși știm sigur că putea să mai aibă încă un balon de aur. Ăsta a fost episodul, băieți. Eu am fost Leo, ca întotdeauna. Vă rog, like, share, subscribe. V-am pupat. Ciao, ciao.